Da, vă să felicit atât pe Bogdanul Serbii, cât și pe Marco Polo, pe Tempesta, cum dorim, pentru evoluțiile superbe, practic, acțiunile pe Bogdan. Bogdan și Serbii au mers cu adevărat foarte tare. Marco, pot să spun că a făcut progrese față de anul trecut pe asfalt și va fi foarte greu de bătut sau va fi un concurent foarte important atât pe asfalt cât și pe Macadam, în campionatul nostru. Ce pot să spun despre noi? Venim după trei etape în care am avut multe probleme tehnice. Trei etape pe care aproape că nu vreau să le reamintesc. La această etapă mașina a mers perfect, totul a fost perfect. Noul meu copilot, Tony Avram, a fost foarte perfect. Este a doua etapă terminat cu el, dar la Deva atât de multe probleme tehnice am avut încât nu s-a mai, aproape că n-am mai contat cât de bine sau cât de rău am mers victoria. Folosesc cauciucuri Pirelli și pentru mine este primul an când merg pe cauciucuri Pirelli pe asfalt. Primele trei etape, tot cu cauciucuri Pirelli am mers, dar având multe probleme, nu a contat foarte mult cât de bune sau de nebune sunt cauciucurile. Și acum mi s-a dovedit și am reușit să aflu că sunt adevărat foarte bune și am reușit să am evoluții bune atât pe urs cât și pe uscat. Finalul de raliu a fost, să zic, defavorabil pentru mine. Am ales să merg pe cauciucuri mixte, deci pe cauciucuri de ud. Nu a fost ud, a fost, să zicem, un dezavantaj, dar asta am ales și nu mai contează, rezultatul este cum se vede. Singura problemă pe care am avut la prima trecere pe proba Hoteni, adică a doua probă de astăzi. Am rămas în pana proscului, asta este, în sensul că indicatorul de benzină m-a bătălit, am făcut foarte multă benzină, am alimentat prea puțină benzină și pe probă aproape că s-au fost la limita abandonului, ca norocul că am reușit să ajung până în regrupare, am alimentat și nu au fost altfel de probleme și mașina a fost perfectă. Pentru